Haideți! Merge! Vine! 6-6! Albă ca zăpada! Și ce dacă vine? Nu mai fi supărate, va deschide din nou cartea de povești, veți vedea. Da, da, când va face flopul pere și răchita micșonele. Nu vreți niște bomboane? De care? Nu! Vreau eu albă ca zăpada, vreau eu! Unde ești? Unde sunteți? Uite-l pe prinț și pe pitici! Hei, veniți încoace! Unde? Ei, dacă ți arătam un baton cu ciocolată, imediat îl vedeai. Uite acolo, dragă! Da, ce fac? Cred că-i dau demisia. Vai, plată, ne părăsesc! Ducă-se! Ce credeai că dacă fug așa, dintr-o poveste în alta scapă? Aiurel, nu mai ai unde să te ascunzi. Nimeni nu știe ce poveste urmează să dispară. Copii! Numai ei sunt vinovați pentru haosul din lumea noastră. Și știți de ce? Pentru că nu ne mai citesc poveștile de-aia. E revoltător. Și plictisim. Nu cred. Voi citiți povești, copii, nu-i așa? Nu-i cum? Aha, vreți să spuneți că n-am dreptate, nu? Lasă că vă știu eu, mă, pe voi. Mai bine stați și vă uitați în cutiile alea luminoase în care mereu se împușcă vânătorii între ei. De ce se împușcă? Ei, probabil nu au vânătorii acolo, de unde să știu eu. Și cum se numesc cutiile acelea fermecate? Le spun, cum se zic asta? Teleizvoare, dragă, teleizvoare. Și imaginile le spun filme. Filme. Ce sunt filmele? Cum? Corectați-mă, cum? Filme de groază, dragă, filme cu carăte sau nu știu ce. Și în loc să citească poveștile noastre, ești mai vii de haosul care domnește aici. Cine domnește? Uitați, priviți în jurul. Unde? Din cauza lor, personajele de poveste nu se mai simt iubite și au început să se teamă. Ție nu ți-e frică? Știți foarte bine că dacă o poveste rămâne necitită timp de un an de zile, dispare și toate personajele mor. Cu noi nu se va întâmpla așa ceva. Albă ca zăpada este una dintre cele mai îndrăgite povești. Și nu te revoltă ce se întâmplă? Mie nu mi-e frică. Cine e acolo? Cine sunteți voi? Suntem oameni de bine. Când vă întreabă fata mea cine sunteți, răspundeți frumos și limpede, ai înțeles? Da, doamnă. Doamnă? Da, înălțimea voastră. Așa mai merge. Așadar, cine sunteți voi? Suntem oameni de bine. Albă ca zăpadă, eu știu că tu ești bună și că nu o să ne faci niciun rău. Așa că lasă-mă să mă prezint. Pe mine mă cheamă Ramon. Păi așa. Actor? Cine ești tu? Eu sunt actor, iar copila aceasta este fata prietenei mele. Asta e nebun. Actor. Suflă! Dar la noi nu există actori, nici copii pe care să-i cheme Ramona. Tu ești albă ca zăpada? Iar tu ești... Spartă, știu, chiar trebuie să-mi amintiți asta de fiecare dată. Sunt în lumea poveștilor? Unde altundeva? Eu sunt albă ca zăpada. Tu cine ești? Pe mine mă cheamă Ramona. Și piticul e nebun? Nu sunt pitic, sunt copil. Ok. Stop!